Vești bune pentru pescarii comerciali din Delta Dunării. Ei vor avea din acest an dreptul de a depăși cota alocată pentru pescuit cu 25%. O altă modificare îi vizează pe cei care au activități fiscalizate în turism. Aceștia vor putea face doar o jumătate din cotă. Potrivit normelor în vigoare, pescarii sunt obligați să captureze cel puțin 75% din cota alocată anual de autorități. Dacă nu reușesc să facă acest minim, ei își pierd în anul următor calitatea de pescar comercial. Sunt vreo 50 de pescari Pescari care nu au reușit anul trecut să facă această cotă minimă, voi susține vehement ca în noul regulament de pescuit, pescarii comerciali care vin cu documente ce demonstrează că în perioada estivală au avut activitate turistică fiscalizată să facă doar 50% din cota de pescuit. Au fost pescari care ne-au spus că în sezonul estival sunt implicați în activități turistice, iar toamna înnebunesc să-și facă acest minim de 75% din cotă, a declarat guvernatorul rezervației biosferei Delta Dunării, Mălin Mușetescu. Aproape 15 pescari au depășit anul trecut de cel puțin două ori cota alocată, iar până în prezent autoritățile nu au avut instrumente pentru a-i sancționa. Anul acesta, prin modificarea regulamentului de pescuit, ei vor putea captura doar 25%, apoi îi vom anunța că trebuie să se oprească și în același timp îi vom informa pe cei de la Comisariatul Delta Dunării, de la Poliția Delta Dunării, Poliția Frontierei, că acești pescari nu mai au dreptul să-și desfășoare activitatea, a mai spus guvernatorul rezervației, Mălin Mușoara. În fiecare an, în funcție de studiile specialiștilor care evaluează resursa piscicolă, autoritățile române adoptă capturile maxime admisibile în apele teritoriale românești care se împart apoi pe zone, specii și pescari.